Doamne și domnule, bine v-am regăsit! Bine v-am regăsit și musai, 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 deși ne-am plictisit, deși ne frică, deși ne-am săturat să povestim despre ce se întâmplă totuși cu sănătatea noastră, aia publică, de aia povestim, musai trebuie să rămâne la subiect. Ce spun de ce. Ne-am putea preface foarte ușor că lăsăm așa la o parte un pic subiectul cu virusul. Am putea să ne gândim, hai să facem totuși afișări pe Facebook și pe YouTube și să punem niște poze cu mâțe, mai ales că acum a fătat și de o săptămână am fătat și mâța. Am putea să dăm știri despre Picii pițipoance, mândre care se, se cu fotbaliștii se mărită sau se logodesc pentru 24 de ore. Numai că rolul presei nu este să facă neapărat audiență. Se întâmplă să faci audiență și foarte bine. Rolul presei este să creeze acea masă critică, masa aia de oameni care stă, se uită în oglindă și zice, da, musai să fiu responsabil. Așa cred eu. Când am intrat prima dată în TVR, am dat concurs acolo și am fost mirat să aud, era prin 93, Că, domnule, să terminăm cu rolul ăsta, porcăria asta numită rolul educativ al televiziunii. Și eu am stat și am tăcut că eram, de-abia intrasem acolo, dar mă gândeam, bă, dar ce fai era că începuseră lecțiile de limbi străine, de exemplu, pe TVR. Începuseră o grămadă de documentare atunci în 90 pe care nu era altă televiziune și pe care le, le, le mâncai pur și simplu din ochi. Dar nu, dacă o zis tătă șefimea că gata cu rolul educativ, Cine să fiu eu, ultimul intrat în TVR, chelea de pe Crembuști, să vină să zică, domnule, dar ar trebui totuși ca uh, mass media, televiziunea în sine, atunci, să fie să aibă și rol educativ. Nu, da, acum se răzbună chestiunile astea, pentru că televiziunile, presa în general, cu excepțiile onorante, onorabile, cum vrei să le zici, au ajuns un fel de trambulină pentru maneliști. Vă amintiți cum erau alea de la ora 5 în care trebuia să vină nu știu care Teo sau nu știu care și să aducă tot felul de maneliști să se expună succesii Da, am ajuns acolo. Între timp, suntem bolnavi. Suntem bolnavi și cultural, suntem bolnavi și cu coronavirusul pește. Și devenim din ce în ce mai bolnavi și s-ar putea, chiar dacă noi nu știm sau ne prefacem că nu știm, să ajungem ce scrie presa italiană? Și scrie el mesagerul. Virus. Alarmă pentru cazurile în creștere în România. Țara asta riscă să devină Brazilia Europei. Știi ce înseamnă lucrul ăsta? Înseamnă că ar trebui să fim extrem de atenți, Ar trebui pur și simplu să cerem ăstora care se prefac că încă mai conduc destinele României, băieți, vă puneți la masă sau vă ia mama dracului. Da, Vrem legi clare, vrem amenzi Da, cum e în Franța De 135 de euro pentru la care nu poartă, poartă mască în spații închise Te duci pe plajă, nu știu unde În Spania, nu, perzi, nu ai mască 100 de euro ți-o zburat din buzunar La noi totul se face între Spiritul creștin aluvela Nu e așa, care nu știa cum să mai lingă Tălpile prea fericiților Din Biserica Ortodoxă Și șmecheria asta, ăstora, care vin și zic lasă-mă mâncația și cu coronavirusul, că nu se atinge de mine. Ei bine, întrebarea care se pune nu este dacă ne vom, ne vom uh, îmbărsăma noi în noroiul de zi cu zi al existenței în România, ci întrebarea este oare cât mai e până vom fi izolați în toată Europa? Pentru că Europa, deocamdată, se uită la noi și vede așa. Mă, asta e ultima țară la toate capitolele din Europa. Este și cea mai bolnavă. Le-am dat o grămadă de bani și o bătut joc de aia. Miliarde și miliarde, miliarde stau la Bruxelles pentru că nu sunt în stare, așa calculează europenii, să facă un proiect fără să bage mâna, fără să fure. Și preferă, zic europenii, să facă parteneriate public-privat, cum e cazul autostrăzii Iași, Târgu și și alte, alte, de unde mai bagă mâna decât să ia bani europeni pentru care îi întrebăm de fiecare cent. Da? Și o să spună, bă, și așa pe ăștia nu știu dacă trebuia să-i primim în Uniunea Europeană. O să-și pună o grămadă de întrebări. Da, ai văzut că acum la Bruxelles sunt așa numite state frugale. Dar tu ai impresia că prim, premierul olandez poate să meargă să-i spună contribuabilului olandez, știi, uh, trebuie să, să dăm mai mulți bani pentru România. Și contribuabilul olandez zice, dar cine, ce e România? Păi România e aia unde la curtea de conturi, adică aia care trebuie să vadă dacă banii sunt cheltuiți corect, e unul care o furat pe timpul lui Ceaușescu, un hoț dovedit, hoț. Hoț, mă, ca ăla care îți fură din, din bolbagajul de rezervă. Și-a ajuns la curtea de conturi. Explică-i tu, prefăte pentru o clipă că ești premierul olandez și te duci în fața contribuabilului din, o din Olanda și încearcă să-i explici că trebuie să, să, dai mai mulți bani tu contribuabilul, că trebuie să trimitem în România, unde la Curtea de Conturi este un hoț, dovedit, hoț, pus de partide, de parlament. Bun? În cât timp ne vor izola? Între timp, în România, se întâmplă lucruri, tată. Se întâmplă, se întâmplă lucruri. Și deși noi zicem, da, păi nu sunt bani, nu sunt bani. Ia uite aici, Pensia președintelui de la CCR, ăia care fumează în budă și negocează Constituția, da, a crescut cu 10.000 de lei numai în ultimul an. Zice deputatul Claudiu Năsui: Ne împrumutăm ca să creștem pensiile speciale. Și îți mai arăt un lucru. da, Cu cât a crescut? Cu 33% despre ce este vorba în ultima lună în România, despre faptul că nu sunt bani pentru creșterea pensiilor muritorilor de rând cu 40%, probabil o să crească cu 10-15%. Păi, pentru pulime, pentru ăsta, pulimea comunistă, pentru puloșenia comunistă, creșterea este de 33%. Adică, cum să se descurce băiatul ăsta cu, numai cu 33.000 de lei pe lună, 330 de milioane pe lună? Băi, era păcat. Și atunci au crescut o la 440 de milioane de lei vechi pe lună. Despre asta este vorba, tată. Mai este vorba despre, să vă arăt, despre o foarte mică micime, foarte, foarte spurcată micime pe care are, pe care o are omul politic român. Ai văzut, vine Marcel Vela, un ministru care n-are ce căuta nici măcar în guvernul local al comunei Trutruț din Burcuduț. Da? Ăsta este sub inginer cu sudură, cu tot felul de chestii. Și acum vine, apropo de studiu care e, a apărut ieri și care e destul de spurcat și în formulele lui optimiste. Da? Domnule, zice ăsta subinginerul, nu cred că trebuie să ne ocupăm tot timpul cu studiile altora. Altora fiind medici. Ai văzut că astăzi s-o cu cu e, Arafat? Îți place, nu-ți place? Arafat este medic. E foarte ușor să-l sudui pe Arafat. E foarte ușor să-l sudui pe Arafat. Eu știu că ești din Târgu Mureș. Și omul ăsta a început serviciul de urgență prin anii 90 cu un opel de la, un jaf de opel primit, nu știu de la ce organizație, fundație din Germania, primit e, donație, da? Și avea un girofar, da? Și în Târgu Mureș nu ziceai uite, bă, murdu sau asta. ăsta e Arafatul. Pentru că se știa că omul încerca să-și clădească să clădească în România ceea ce astăzi avem și ne mândrim, smurd. O încerca și la Cluj, dar nu a avut cu cine povesti la Cluj, că Cluj era cu niște mușchi foarte mari, funarioți. Da? Ce vor să facă asta? Ei se preocupă de politică. Ăștia ca Vela, medicii ca Tătaru, äh, Rafila, äh, Arafat, äh, cei de la Timișoara, Musa de la Timișoara, ei sunt lăsați un pic, încurcă mai mult Asta este impresia omului politic. Bă, ce? Lăsați-i că noi avem acum de luat puterea. Și aș vrea să pot fi contrazis. Doar că, ia uite aici, din Teliorman, tata, 11 primari PSD din Teliorman au bătut palma direct cu premierul Ludovic Orban. Asta după ce, pe scenă, urlau toți -ă, peneliștii liberalii, că nu vor primi de la PNL. V-am arătat toate astea, ca să înțelegeți ce? Că avem o clasă politică, una care încă nu înțelege urgența sanitară, și avem niște medici care sunt dați la o parte. Da? În ciuda rapoartelor care vin despre România. Și mai avem, în același timp, o presă europeană și o parte politică europeană care se uită deja la noi, câș. Ce caută ăștia lângă noi? ăștia care nu nu se interesați de nicio regulă. Bun. Mergem mai departe. Uite aici. Ca să vezi că atunci când se împute peștele de la cap, și coada-i pute. Da? Angajați ai spitalului din Bârlad. Da? Au încasat ilegal simulentul ăla de 2500 de lei electricieni, zidari, instalatori, fochiști, inclusiv manageri spitalului și-ar fi angajat soțul ca electrician. Adică, bă, băieți, noi vorbim despre ce? Îți mai arăt una. La Galați, unde bubuie coronavirusul, da? 11 cadre medicale amendate pentru că nu purtau măști de protecție. Și atunci te întrebi, bă, tată, noi ce căutăm în lumea asta civilizată? Ce căutăm noi în secolul 21? De ce nu suntem în stare să punem niște reguli foarte ferme? De ce nu suntem în stare să, să, nu intrăm la negocieri cu tot felul de? Nu suntem în stare pentru că noi nu avem chef de secolul 21. Clasa politică asta care ne conduce n-are niciun chef nici de secolul 21, nici de Uniunea Europeană. Ei sunt interesați de un singur lucru. Băieți, putere. Așa cum toată clasa politică din România a fost interesată prin tradiție, de la începuturile ei, de la cuza încoace, de la cine vrei tu încoace, de la boierime, de la fanarioți, doar de putere. Pentru că puterea ce face? Puterea e un, e un fel de supozitor, un fel de unguent. Nu contează că ești prost dacă ai putere. Pur și simplu în România, dacă ai putere, nu mai contează dacă ești în stare să-ți meargă sinapsa sau nu. Tom, am putere, eu sunt Dumnezeu. Nu contează că prost. Nu contează că sunt sub inginer de la de, de n-ar trebui să fie nici măcar la coada vacii, da? Și bă, eu sunt ministru de interne, mă, ia mai la sepește. Ai văzut cum s-a răstit la, la Arafat? Bă, care o zis, bă, că nu sunt de-astea la ATI? Cine o îndrăznit să spună chestia asta? Când cel de la Timișoara a spus, nu mai avem locuri la ATI. Ăștia de la București au spus, suntem supraaglomerați, trebuie să ducem la Ploiești. Cel de la Timișoara încearcă să ducă bolnavii de la ATI la Arad. Și totuși vine domn subinginer Vela da? să se răstească și să spună, bă băieți, lăsați problemele, eu sunt, eu am putere, mă nu contează că prost. Da? Astea pune-le în paralel cu, cu negaționiștitatea. Îi aplauzați de Sputnik care s-au adunat în piața Victoriei și vor să meargă la Renate Weber să-i arate că o susțin și să-i spună avocatei poporului și asta lăudată de Sputnic. toamnă, fă cumva să nu avem legea carantinei. Și între timp, că mai vin, da? Nelu Tătaru, ministrul sănătății, merge să vadă, să vadă spitalul modular din Iași. Îl a făcut cu vreo 12-13 milioane. Știi ce a făcut? au venit baronii PSD și au zis, băieți, nu intrați, mi se rupe că ești ministru, bă. Eu sunt PSD, bă. Eu sunt, eu sunt Isus Hristosul ideologiei românești, bă. Eu sunt un fel de, de, Sfântul Petru al, al puterii în România. Noi suntem PSD, mă. Nu ne interesează nimic. Și nu ne interesează nimic pentru că și mulți, și proști, cum o să vezi, da? Acum eu acuzat pe ăștia din guvernul Orban că nu sunt stare să găsească un vaccin, mă. Ca să anuleze starea de alertă. Și nu contează că sunt proști, pe ei nu sunt, nu îi deranjează. De ce nu îi deranjează? Pentru că ei știu. Și ei și zic, bă, și ce dacă suntem proști? Nu uitați că suntem mulți, bă. Bă, noi suntem mulți. Bine, de la firea. Te poți aștepta la sincerități de genul ăsta. Da? Uite aici, altul. Ii consilier PSD din lor, mă gândesc că l-au luat și, PSD, și PNL-ul, că acum ia tot ce înseamnă PSD din... Uite, Consilier PSD din Telorman a organizat în plină pandemie o nuntă cu sute de invitați. Tata. Acum ai din 19 iulie, acum. Recentă, da? Și ne mai întrebăm dacă suntem cumva în Uniunea Europeană? Da? Avem voie să ne întrebăm dacă suntem în Uniunea Europeană? Avem voie în schimb să vedem altceva. să vedem că unii dintre medici, unele dintre asistente, mor pur și simplu. La 48 de ani. Gândește, ce ne mai tu de 48 de ani? La unul pe care să-l iubești. Și să afli că au avut COVID și s o vindecat și cât de mult ai bucurat, da? Și după afli că s a reinfectat și a murit. După 2-3 luni. Știi de ce e important de data asta? Ca să înțeleagă lumea că îi bai. Să înțeleagă lumea că e bai și nu ne putem baza pe clasa politică, nu ne putem baza nici pe puterea medicilor, pentru că medicii sunt condiționați de puterea politică. Puterea politică poate să le închidă spitalul sau să, sau se schimbe din funcție când ți lumea mai dragă și să pună, cum a pus în câmpeni, un șef de restaurant la, la spital, șef de spital, sau cum o pus în neamț un de la cu Dricu, cu făcător de cruci, da? șef de spital. Și atunci te poți baza pe următorul lucru. Vezi pe unul în magazin, fără mască, atrage tata atenția, nu trebuie să dai în cap. fă scandal. Bă, băiatule, ce cauți fără mască? Pentru că nu mă interesează vitejia ta. Mă interesează că pot să mă infectez pe mine, pe nevastă mea, pe copiii mei, pe mama, pe, ta pe tata. Vrei să mor, Du-te dracului în pădure și mori acolo. luptă de cursul. Dar nu ai voie să vii în spațiu închis fără mască. Și până nu o să le atragem noi atenția, ăia care umblăm doar cu mască, păstrăm distanța, ne spălăm pe mâini ca nebunii și dăm cu spirit și avem spiritul mașină peste tot timpul, da? Nu o să reușim. Dacă noi o să le atragem atenția și o să fim ca niște garofițe, ca niște mimoze, că ne este jenă, nu, tată, atrage atenția. Nu trebuie să dai în cap. Dar spunei extrem de ferm. Ieși. Și dacă nu, chem poliția. Da? Până nu dispară ăștia, noi vom fi mereu, vom atârna de un fir de ață. Nu vă uitați la comorbidități și la asta, că mor și fără comorbidități. Da? Și uitați-vă, băi eu sunt speriat. Sunt speriat la modul constructiv. Nu sunt speriat de la să mă bag într-o gaură de șarpe, dar sunt speriat că mă uit cât de. Svasul un urât. Chiar așa de mulți proști sunt în România? Chiar așa de mulți proști sunt în politică? Chiar așa de nevolnici am ajuns încât să ne fie jenă dacă, că, să vedem pe ăla că stă la metru de noi fără mască în magazin și nu o să ne fie jenă că știți, bă, nu-i spun, bă, nu-i face, nu face scandal. Ba da, ba da, tată, dacă ești lângă mine în magazin fără mască, îți fac scandal. Nu-ți dau un cap, dar fac în așa fel încât să te simți prost și să ieși. Și ori intri cu mască, ori nu mai intri niciodată. Altceva nu știu ce să vă spun. Că nu pot să vă spun, ieșiți în stradă. Că nu-ți bun să fac apel la, 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 la uh, astfel de întruniri. Acum. Da? Nu pot să vă spun, uh, nu-i mai votați. Că poate nici nu o să mai fie uh, alegeri în septembrie. Da? Dar pot să spun ce pot să faci acum. Îl vezi pe la fără mască? Ejectează-l. Fă-l cumva să plece de lângă tine. Zi tu cu gura ta. E singurul lucru pe care putem face acum V-am pupat, m-am întins, așa? Hai că ne vedem și mâine Sănătate!